Cred că noi nu ne luăm uh, foarte în serios uh, influența grecească uh, în cultura, în civilizație, în felul nostru de a fi uh, cumva ocultăm, subminăm uh, sub această influență. De ce credeți că acest secol de, în care Grecia au exercitat o influență atât de puternică asupra principatelor? cumva obnubilat trecut cu vederea în zilele noastre, când avem o mulțime de denumiri grecești aici în București, aici stăm pe strada Eforie. Da, aș spune că acest lucru se datorează schimbării pe care au cunoscut-o țările române după 1821. În perioada fanariotă, grecii au adus cu ei nu numai marea cultură antică din care s-au adăpat prin intermediul Academiei Grecești de la Sfântul Sava, care se afla la o aruncătură de băți de sediul dumneavoastră, al Hot News, unde se află acum statuile fondatorilor învățământului românesc. Deci nu au adus numai cultura antică greacă pe care boierii noștri o descoperă, ci au adus și influența otomană. Au transformat țările române într-un spațiu otoman creștin. Iar Odată cu pătrunderea influenței occidentale, această epocă a fost repudiată pe de-antregul. A fost repudiată pe de-antregul într-o perioadă în care era necesar să fie repudiată pentru a face loc culturii franceze și occidentalizării noastre și a fost repudiată din vari motive mai târziu când nu mai era nevoie. Personal consider că și influența slavonă și influența greacă asupra culturii române au fost extrem de benefice. Pentru că ne-au creat o cultură mult mai bogată și mai diversă. Gândiți-vă, noi suntem purtătorii limbii și culturii latine. Am suferit apoi o influență slavonă, după care una greacă și una turco-otomană. Pentru ca în cele din urmă, de la 1821 încolo, să intrăm pe. Uh, orbita occidentalizării. Avem astfel o limbă extrem de bogată, cu foarte multe sinonime, cu paliere lingvistice de, de origini diferite. De ce s-a ocultat mai târziu influența fanariotă în perioada comunistă e ușor de spus, nu? Era o epocă în care poporul român nu se autodetermina. Țările noastre erau conduse de străini. Era firesc că Epoca nu putea fi acceptată de comuniști. Cum de s-au gândit cei din Eteria, tocmai în țările, în principatele române, să pornească această revoluție a lor? Adică aveau niște rațiuni, niște motive? Existau niște temeiuri prin care se gândeau ei că ar putea reuși în felul acesta. Da, să le spunem întâi telespectatorilor că Eterii a fost o organizație secretă creată în anul 1814 la Odessa, ai, căre, ai cărei membri trebuiau să fie greci, teoretic, au fost și români, cum, cum vom vedea, care își propunea eliberarea de sub otomană. Uh, activitatea eteriei în țările române este firească, pentru că țările române erau singurele zone conduse, guvernate de conaționalii lor, de greci, începând din 1711 Moldova și din 1715 în țara românească, pe tronurile principatelor se aflau domni greci. Și mai exista un element foarte important, pe teritoriul principatelor nu exista populație otomană, nu existau musulmani, decât cu foarte puține excepții, un secretar al domnului, câțiva polițiști numiți beșlii și o fanfară. Și tot pe teritoriul țărilor române nu puteau, în epoca de 1821, pătrunde tropele turcești decât în urma unui acord al Rusiei, puterea protectoare a țărilor române după pacea de la Cucurca-i din 1774. Erau reunite ca atare toate premizele pentru ca Bucureștiul și iașul să se transforme în focare de intrigi și de activitate revoluționară. Folosiți sintagma jocuri ale amăgirii. Uh, uh, chiar credeau că rușii s-ar putea, ar putea implica uh, să îi ajute împotriva otomanilor. Era propagandă, era un mod de a-i convinge, de a-i coagula, coagula diferite forțe. Rușii portaseră mai multe războaie împotriva Imperiului Otoman. Dorința lor era aceea de a ajunge la strântor, de a ajunge la Mediterană. Uh, Ultimul dintre ele, așa cum știți, înaintea Revoluției de 1821, se încheiase tragic pentru țările române cu anexarea Basarabiei. Românii însă nu aveau pare se suficientă distanță istorică, astfel încât să înțeleagă că prin anexarea Basarabiei, conaționalii lor și-au pierdut o mare parte dintre drepturile pe care le aveau în ordinea otomană. Uh, Rușii continuau să exercite un fel de magnetism. Aveau agenți în teritoriu, agenți de propagandă, reușiseră să-și atragă de partea lor mai mulți boieri, și, în primul rând, nu exista nicio altă speranță, nicio altă forță care să contribuie la eliberarea creștinilor din Balcani, mai ales că să nu uităm că în anul 1815 se înființase uh, Sfânta Alianță în scopul menținerii statusului quo-teritorial. Ce este foarte important este că conducătorul eteriei, Alexandru Ipsilanti, știa că rușii nu aveau să ajute. El fusese la uh, țar, într-o audiență personală la țar Scoieselo, și nu fusese ascultat. Discutase cu ministrul grec de externe al țarului, Ioannis Kapodistrias, ulterior primul șef de stat al Greciei Libere, care îi spusese că nu sunt reunite premizele pentru un ajutor rusesc. Țarul se afla chiar în momentul în care Ypsilantii trece Prutul și începe eliberarea, se afla la Laibach, astăzi Ljubljana, la la un Consiliu al Sfintei Alianțe care uh, discuta tocmai reprimarea unor revolte în spațiu italian și spaniol. Uh, ca atare am putea spune că grecii folosesc numai această amăgire rusească și se aruncă în gol, încearcă marea cu degetul. Chiar nu aveau niciun fel de speranță că uh, chiar au folosit asta doar în, într-un mod propagandistic. Uh. Nu au existat altfel de legături sau cu, cu adică în momentul în care țarul a dezavoat mișcarea eteristă, a existat o surprindere a, tuturor inclusiv al lui Tudor Vladimir. Da, pentru că Eteria era o organizație de tip masonic, să zicem, la care informație de bază ajungeau numai la vârful extrem al acestei piramide. Ca atare, Alexandru Ipsilanti și câțiva colaboratori ai lui erau singurii care știau că Rusia nu avea să-i ajute. Toți ceilalți, membrii ai Eteriei, toți boierii români așteptau dintr-o clipă într alta marea armată rusă care avea să treacă prutul și să elibereze țările române. Planul ca ei fusese adus la cunoștință și lui Tudor Vladimiresc era următorul, extrem de uh, plăcut pentru a gâdi la urechile românilor. Grecii care exploataseră timp de un secol țările române aveau să părăsească toate funcțiile din țările române. La noi aveau să se întoarcă domnii pământeni, grecii și-ar fi abandonat posesiunile, ar fi, s-ar fi repatriat, țările române ar fi recâștigat Orașele ocupate de sute de ani de turci, așa numitele raiale ale Brăilei, Giurgiului și Turnului, iar rușii, cu generozitate și o gentilețe care, din păcate, nu îi caracterizează, aveau să ne elibereze, după care se întoarcă înapoi, asigurându-ne nou de plină independență. Am Sugerați în carte că mișcarea lui Tudor Vladimirescu. Uh, poate nu s-ar fi putut naște dacă n-ar fi existat eteria. Uh, chiar, atât de legată, au, chiar atât de legate au fost uh, cele două revolte. Au fost indisolubil legate. Uh, trebuie să știți că Tudor Vladimirescu a fost contactat de eterie prin intermediul unor vechi camarazi de arme, Iordache Olimpiotul și Iane Farmache, ruptaseră împreună, făcuseră minuni de vitejie, toți trei în războiul russo-turc de la 1806-1812, după care deveniseră clienței consulatului rus și se bucurau de protecția rusească, Tudor a fost contactat de eterie pentru a contribui la această revoltă. De altfel, o dovadă peremptorie în acest sens o constituie menționarea numărului Tudor în planul general al Revoluției Grecești, adoptat la Ismail, în Basarabia, pe teritoriul de sigur, atunci al Imperiului Rus, de revoltă în care se vorbește că revolta în țara românească va fi provocată de Olimpiot și de Farmache, cu ajutorul lui Tudor, uh, uh, un anume Tudor Vladimirescu, uh, conducătorul bărbaților înarmați din Craiova. De altfel, Tudor Vladimirescu este pus să uh, jure de cei doi colaboratori de Iordache și de, și de Iane Farmache că avea să-i susțin, avea să uh, îi ajute, aveau să se ajute Depășind orice urmă de naționalism, Revolta era gândită de greci ca una generală a tuturor creștinilor din Balcani pentru creștinătate și nu pentru o națiune. Ba chiar ei se opuneau grecilor care aveau o anumită superioritate ca pătură creștină, națiune creștină conducătoare și le cer să se supună românilor, albanezilor, sârbilor, bulgarilor în funcție sigur de structura militară sau masonică a organizației lor. Sigur că Tudor a luat și bani de la eterie, numai că Tudor și-a depășit condiția. Tudor nu a fost așa cum l-au vrut eteriștii, o simplă unealtă în mâna lor, Tudor nu a fost o simplă unealtă în mâna marilor boieri, Grigore Brâncoveanu, de altfel, ci s-a autonomizat de la început și i-a jucat pe degete, atât pe eteriști cât și pe boieri, încercând să devină, prin propriile forțe, ceea ce sigur trebuie să recunoaștem, sursele grecești o spun fără putință etagadă, încercând să devină domnul țărilor, domnul țării românești. Îi se promisese această funcție, îi se promisese de eterie. Nu? Așa spun surse grecești foarte bine informate, de pildă uh, Marele Postelnic al Moldovei, Iacova Chierizos Nerulo chiar se referă, i s-a promis lui Tudor, spune textual, că avea să se suie pe tronul lui Decebal. Dar cum, cum ajunsese Tudor Vladimirescu în asemenea poziție de putere? Să spunem că Tudor Vladimirescu este poate cea mai fascinantă personalitate din uh, istoria noastră prin cariera sa fulgurantă. El pornește din straturile de jos ale societății, să zicem că era moșnean și crede de tânăr în steaua sa uh, și face absolut orice pentru a realizat o carieră strălucită. Intră în armată, devine pandur, devine mercenar, devine haiduc, uh, intră uh, în slujba unora dintre mari boiere ai Ueltenii, printre ei uh, Glogovenii. Uh, reușește să strângă bani, reușește să facă negoți, încearcă negoți cu absolut orice, pe cont propriu intră apoi în administrație. Administrația care știți că în sistemul otoman era una coruptă. Oricine era în administrație era corupt, fiindcă acesta era sistemul. Trebuia să dai mai sus și ca să dai mai sus trebuia să iei de mai jos. Ei bine, Tudor încearcă orice și reușește chiar puțin înainte de 1810, în timpul ocupației rusești, să ajungă sluger, un rang boieresc mai mic. Oricum era un o poziție fantastică, dar nu se oprește aici. Era de neconceput ca un om atât de simplu să spere să ajungă mare boier sau domn sau orice altceva. Crede în sine, obține protecția rusă, devine un, un client al consulatului rus, intră în legătură cu Eteria, intră în legătură cu mari boieri și încearcă să ajungă tot mai sus. Dar cum, ce însemnau atunci Pandurii? Ce, ce însemna să fii Pandur în, în acel moment? Da, poate ar fi bine să spunem că epoca fanariotă marchează, în primul rând, dispariția Armatei Naționale. Este o armată națională uh, care este desfințată, să zicem, în primul rând, de Constantin Mavrocordat, la porunca în altei porți. În alta poartă, după trădările lui Dimitrie Cantemir și Constantin Brâncoveanu, nu mai avea niciun fel de încredere în români. Astfel încât, în epoca fanariotă, trupele sunt reduse și ele își propun, pe de-o parte, asigurarea securității domnului și, respectiv, marilor boieri. Aceștia sunt, în primul rând, arnăuții, un corp militar în general de sorginte balcanică, unii cu origine albaneză, dar nu numai chiar e interesant că la 1821 mai toate corpurile de arnăuți pe care le cunoaștem aveau capitani greci și aveau și destui soldați români, existau trupe de poteră, trupe menite să asigure uh ordinea în țară, erau epoci în care se jefuia la Domnul Mare, să păzească granițele. Panduri erau aceste trupe care îmbinau protecția granițelor, asigurarea ordinei în zona Oltenii. Pandurii erau în bună măsură, proveneau în perioada de 1821, proveneau din rândul țăranilor. Țărani care își completau veniturile din leafa pe care o primeau ca panduri, dar și prin niște mijloace nu tocmai ortodoxe. Atunci când nu erau plătiți se jefuiau, chiar și când erau plătiți își mai de completau veniturile prin extorcări de bani sau în alte feluri. De nu trebuie să idealizăm această epocă trecută. e Dar cum ați caracteriza eu, proiectul, viziunea lui Tudor Vladimirescu? Uh care ce își ce dorea cu adevărat uh, care era proiectul lui politic? Uh, proiectul lui politic era, cred, să devină domn al uh, țării românești într-o nouă ordine într-o nouă ordine care să presupună uh, desfințarea stăpânirii otomane și trecerea în sfera de influență rusească el își propunea de asemenea să le asigure un viitor mai bun uh, pandurilor, de care se simțea prin excelența atașat, transformându-l într-un fel de oaste regulată a țării și, desigur, își propunea și să îmbunătățească pe cât posibil viața um, oamenilor simpli pe care îi reprezenta. Nu era însă, și acest lucru e foarte puțin cunoscut sau poate chiar necunoscut, nu era însă atât de radical pe cât era Alexandru Ipsilanti. De bildă, Alexandru Ipsilanti propune în prima zi în care ajunge la Iași desfințarea tuturor privilegiilor boierimii și respectiv clerului. Era o idee, sigur, de sorgintă iluministă legată de Revoluția franceză. Apropo, astfel de idei ajung și la Tudor prin intermediul grecilor, prin intermediul eteriei. Ideile acestea, le-am numit astăzi socialiste, sunt de sorgintă greacă. Ei bine, Tudor propune mult mai puțin. Nu propune în cerea lui oficială către, către Divan după începerea Revoluției um, revenirea la domnile pământene. Propune numai limitarea numărului de greci care îl vor, vor însoți pe domn. În vreme ce Ipsilantii revin la el își dă seama că odată cu Revoluția greacă nu mai este loc de uh, domni greci. Și Ipsilant este primul care propune în proiectul său politic pe care îl prezintă boierimii la Târgoviște, unde domnește, între ghilimele, mai bine de o lună, propune crearea primului parlament național. Propune crearea, am zice noi astăzi, de a unei monarhii constituționale, în care Domnul să-și piardă dreptul de a considera veniturile țării ca pe niște venituri personale și să aibă o listă civilă controlată de corpul legislativ. Sigur, Tudor propune uh, îmbunătățiri sensibile ale, ale vieții oamenilor simpli, de la reducerea câștigului brutarilor și măcelarilor, astfel încât să se poată destula cu carne și săracii. Propune și aceasta e o măsură extrem de salutară care se va dovedi uh, uh, fundamentală pentru dezvoltarea economică a țărilor române atunci când va fi aplicată desfințarea vămilor interne. Ce erau vămile interne? Dacă se vrea aducerea unui produs agricol, să zicem, dintr-un oraș într-altul, trebuia plătită vama. Tudor propune, de pildă, reducerea impozitelor, dar nu foarte mult. Propune reducerea impozitelor la nivelul celor din vremea lui uh, Caragia Vodă, nu a lui Șuțu. Și toată lumea știe că în vremea lui Caragia Vodă ne aflam într-un vârf de fiscalitate. Uh, Lucrurile sunt extrem de complicate. Trebuie să ne gândim că Tudor se afla între Scila și Caribda. Uh, trebuia să-și uh, asigure susținerea factorilor de putere, care erau boierii, nu se putea baza pe uh, o o nime care, sigur, putea reprezenta carne de turmă în ghilimele, dar nu îi putea oferi finanțarea de care avea nevoie. Finanțarea unui oștiri putea proveni în acea perioadă, fie de la greci, care donau cu uh, generozitate pentru cauza eliberării fie de la mari boieri, fie, să zicem, de la ruși, care nu erau, așa cum am văzut, dispuși să cheltuiască pentru eliberarea țărilor române. Tudor este în București, practic, uh, arestează la domiciliu o parte dintre boieri și inclusiv uh, mitropolitul. Uh, ce, ce doreau aceștia? Uh, acești boieri de ce, ce i-a arestat e, relația a fost extrem de complicată uh, dacă pur și simplu spunem că uh, i-a arestat ar însemna că ei nu se mai aflau în fruntea țării ei continuau să se afle în fruntea țării Tudor văzând că inițiativa sa a fost condamnată de țar el a fost degradat din armada țăristă și i s-a retras protecția imperială, este silit să negocieze cu boierii. Și în timpul în care se pregătea să intre în București, negociază cu ei pe de-o de parte recunoașterea autorității sale de facto, autoritate pe care și-o dovedește venind cu trupele, dar și el recunoaște divanul țării, recunoaște guvernarea boierilor pe boier, îi arestează la un moment dat, dar îi lasă în continuare să guverneze. Iar situația sa este destul de dificilă din punct de vedere financiar. El pentru orice cerere bănească, inclusiv cereri modeste, să li se dea mm. noi veșminte de paști pandurilor, trebuie să se umilească, trebuie să se căciulească în fața marilor boieri care de fapt erau arestați. Relația este extrem de complexă și greu de înțeles pentru ziua de astăzi, când arestul la domiciliu înseamnă o rupere de cercurile puterii. Când, când el însuși este arestat de eterie, este, este supus la casne ca să mărturisească unde ar fi ascuns bani. Eteriștii credeau că el a, a avut sume mari de bani pe care le-a trimis în, în Austria. De ce, de ce credeau asta? Da, nu, nu credeau neapărat teriști. Uh, cel mai tragic este faptul că acest lucru îl credea cel mai apropiat om al lui Tudor, este vorba de adjunctul său de Dimitri Macedonski și de prietenul său Hagi Prodan. Ei sunt cei care dezvăluie acest act de corupție. Chipurile Tudor ar fi trimis în Austria la Orșova deci aproape uh -huh. la un apropiat de al său o sumă uriașă de bani în condiții în care pandurii au neplătiți de mult. Nu știm dacă e adevărat sau nu, dar calomnia nu vine de la greci. Informația, să zicem, nu vine de la greci. Vine de la apropiatii săi. Dacă putem vorbi de o vinovăție morală pentru arestarea și condamnarea lui Tudor. Aceasta îi aparține aproape în exclusivitate lui Dimitrie Macedonski care l-a trădat pe Tudor într-o situație critică pentru panduri numai și numai pentru a prelua el comanda. El este cel care organizează totul este cel care se duce la Ederiști și îl oferă pe Tudor pe tavă. Trădarea vine de una apropiată a lui. Un român, sigur, greu de spus, român, avea tot așa cum vedeți, origine slavo macedoneană probabil, nu origine a românească. Uh, Tudor trebuie să fie avut niște bani pe deoparte, puși deoparte. Să spunem însă, și acest lucru e puțin cunoscut și ar merita remarcat mai mult, Tudor rezistă cu o tărie de caracter extraordinară la toate caznele își păstrează demnitatea până în clipa din urmă, nu recunoaște absolut nimic, nu mărturisește nimic și moare cu capul sus. Olimpiotul este cel care insistă la Ipsilantis să fie executat, Ipsilantis îl el, cum se spunem. îl grațiase. grațiase. Uh, și totuși uh, uh, olimpiotul uh, insistă arătându-i niște scrisori de ultima oră ale lui Tudor către, către otomani. Uh, cum, cum, se crease, eu știu, să zicem, ura asta în față de, în față de Tudor? Mm. Ei, ei chiar se simțeau trădați? Cei doi fuseseră tovarăși de arme. Poate chiar frați de cruce, mm. nu avem dovadă în acest mm. sens. Fuseseră extrem de apropiați. Își juraseră să meargă până la capăt în lupta anti-otomană. Mai că Tudor se autonomizase. Tudor era independent. Tudor gândea pentru sine și pentru grupul ale cărui interese le reprezenta. El nu era un, o unealtă eterie așa cum îl vedea eteria. Așa că la un moment dat Tudor intră în legătură cu otomanii atunci când situația era critică, când era evident că vor trece Dunărea trupe otomane care aveau să-i zdrobească atât pe Panduri cât și pe greci. Ba chiar Tudor Există acest document, e publicat, uh, îi scrie sultanul, propunând să pornească cu armata pentru capturarea lui Psilati. În cazul, acesta e cel mai important lucru, în care avea să primească un ajutor militar de la Nata Poată. Sul, la sultan ajunge documentul. Există rezoluția lui de mână pe această scrisoare din partea lui Tudor? Nu-i băgați în seamă, e o viclenie a iaurilor. E posibil să fi fost însă mai mult de atât. Tudor încerca să câștige timp. El știa că niciodată otomanii nu pot ajuta pe creștinii răzvrătiți cu arme. Mai există multe astfel de cereri. Tudor însă evită să pornească împotriva lui Ipsilanti. Numai că existau aceste documente, existau aceste probe. Aceste probe au generat desfășurarea unui proces. E bine să știm că a existat acest proces și e bine să știm, chiar dacă poate fi dureros, că cei care l-au condamnat pe Tudor au fost pământeni cu toții. Unii de origine greacă. Pe Tudor nu l-au condamnat la moarte eteriștii. Nu l-a condamnat la moarte Ipsilantri, ba chiar cum a zis Ipsilantri într-o primă fază la grațiat. L-au condamnat boieri ai țării românești. Sigur, șeful completului de judecată era un anume Giartuglu, un boier de origine greacă, ispravnicul Târgoviștei, cel care se instalase ca un adevărat domn în vechea curte domnească de la Târgoviște, căzută în paragină. Acolo avea să stea Ipsilanti. E un lucru pe care îl arată sursele grecești, fiindcă surse românești, Spun că stătea în casa lui Gertrude. Și nimeni nu știa că era casa lui Gertrude. Surse grecești arată că casa lui Gertrude era vechea curte domnească. Și există descrieri foarte clare în acest sens. Ei bine, Gertru a fost o persoană extrem de coruptă. S-a ocupat de aprovizionarea armatei eteriște. Vă puteți da seama ce jafuri, ce, ce comisioane au fost acolo. Și pe totul l-au judecat în baza codului penal al eteriei a fost un proces desfășurat în fața curții marțiale. Știm din surse grecești și cele trei articole penale care au determinat condamnarea la moartea lui Tudor. O condamnare, aș zice, mai degrabă nedreaptă, pentru că el este condamnat pentru că a uneltit împotriva patriei. Numai că, cu toți știm, Patria lui Tudor nu era Grecia. El a uneltit într-adevăr împotriva Greciei, dar a uneltit împotriva Greciei și a Eteriei pentru a salva patria de la o distrugătoare um, invazie otomană. Și sigur să spunem că a fost un caz fără precedent nu e așa în anale juridice nu. După pronunțarea sentinței și după grațiere fără un nou proces Tudor este executat. Uh. Ce s-a întâmplat după aceea cu Dimitrie Macedonski? Dimitrie Macedonski nu a calculat însă exact a. popularitatea de care se bucura în rândul pandurilor. El era convins că pandurii îl vor urma, cum l-au urmat pe Tudor. Numai a. că, spune un celebru cronical al revoluției, numai Tudor știa duhul pandurilor și le putea ține cârma lor. Așa că atunci când au văzut că trebuie să lupte cu turcii pentru greci, în condițiile în care familiile lor erau singure acasă și puteau fi oricând atacate, pandurii preferă, în marea lor majoritate, să se întoarcă la vetrele lor. Nu mai exista nicio motivație autentică. Sigur, capii pandurilor merg până la capăt alături de Ipsilanti, participă la lupta de la Drăgășani și Până la urmă, fug și ei în Austria, dar putem spune că nu trebuie să percepem aceste evoluții în cheie morală. A fost moral sau imoral ceea ce a făcut Eteria cu Tudor? Dacă a fost morală atitudinea lui Tudor de a colabora cu Turci, este o abordare greșită. Putem însă spune că cea mai mare greșeală pe care a făcut-o Eteria și a făcut-o Alexandru Ipsilanti a fost aceea de a-l lichida pe Tudor. Prin uciderea lui Tudor în această manieră tragică chiar dacă din punct de vedere al Eteriei e vorba de o execuție legală cunoaștem și noi din trecutul mai recent nenumărate procese de tip parodie susținerea pandurilor a dispărut. Și așa în bătălia decisivă de la Drăgășani. Grecia au avut o superioritate numerică extraordinară. În mod normal, Grecia ar fi trebuit să câștige bătălia de la Drăgășani. Au pierdut-o din alte motive. Dacă vreți, le discutăm și pe acestea. Dacă însă de partea lor ar fi fost și toți pandurii, era evident că la Drăgășani ar fi avut loc o mare victorie a creștinilor. Uh, dar practic prin jafurile și scandalurile pe care le produseseră uh, arnăuții și recruți cei recrutați de eterie, s-a creat și în Moldova și în țara românească un fel de um, ostilitate destul de puternică a populației locale și a diversilor boiere, unii dintre ei chiar uh, se organizaseră pentru, pentru a lupta împotriva uh, jafurilor și asta a, cum să spun eu, a contribuit la eșecul la eteriei și la dezastru până la urmă. Da, tine. da, aveți dreptate, este realmente impresionant cum s-a schimbat în mai puțin de o lună, atitudinea boierilor români. Atunci când Ipsilanti pășește pe teritoriul Moldovei în ultima decada lunii februarie 1821, are parte de o susținere extraordinară. Boierii noștri se înghesuie în a dona sume uriașe de bani. În câteva zile se strâng mai mult de un milion de franci. Se donează cai, arme, orice era nevoie. Când intervine însă condamnarea Uh, Revoluției Grece și ulterior a Revoluției lui Tudor de către țar, lucrurile se schimbă. Românii devin într-o dată ostili. Iar această ostilitate este sporită exponențial de jafurile pe care le comiteau eteriști. Să explicăm de ce eteriștii comiteau jafuri. În primul rând pentru că Alexandru Ipsilanti nu era capabil să-și controleze armata. Nici nu era o armată ce e absolut inimaginabil este că Alexandru Ipsilanti trece prutul pentru a elibera întreaga peninsulă balcanică fără a avea o armată. El aștepta ca această armată să se adune în țările române. Sigur, depusese efortul sensibil în acest sens domnul Moldovii, Mihail Șuțu, supra și eteristul pentru devotamentul său extraordinar. Dar cu greu s-au adunat pe teritoriul Moldovei câteva sute de luptători. Erau cam trei feluri de luptători. Să începem cu partea cea mai bună. Aceștia erau tinerii greci, în general copii de negustori, veniți de pe băncile școlilor, fie de la Iași, București, fie în mai mare măsură numeric din Rusia, gata să sacrifice totul pentru pat. Existau însă toate elementele declasate ale de Moldovei și țării românești, toți bețivii, toți infractorii, toți pușcăriașii care au fost atrași de uh, solda pe care o oferea Alexandru Ipsilanti. Vă dați seama că aceștia nu aveau nicio motivație puternică pentru a se identifica cu cauza greacă și nu voiau altceva decât să se îmbogățească de pe urma Revoluției. Și exista și a treia categorie, cea a soldaților profesioniști, arnăuții, să le zicem cu un singur termen, care și ei nu voiau decât să se îmbogățească. Ca atare o astfel de armată compozită nu putea decât să producă nenumărate jafuri și blestemății. Uh, e, un, e un amestec, că și cartea dumneavoastră redă foarte bine de ridicol. Uh... Și eroism. De pildă, în, to în, în ajunul bătăliilor, oamenii trachefurii îngrozitoare. Se, uh, sunt marșuri ale uh, prin orașe, uh, e foarte mult, uh, aș spune, fanfaronadă. Uh, 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 Or, și în același timp sunt și fapte de eroism, cum este acea, cum se spune, trupă sacră. Batalionul sacru. Batalionul sacru al lui Ipsilanti, care la drăgășan sunt, sunt măcelăriți aproape cu toții. Da, da, ați, ați remarcat cu exactitate acest amestec extraordinar de eroism din cel mai autentic, nu? Tine de 17-18 ani care renunță la situația lor materială în îmbelșugată, renunță la viața lor pentru a se jertfi asemenea spartanilor lui Leonida pe câmpul de luptă de adrăgășani. Mm -hmm. La fel s-a întâmplat la pe malul Protului, în bătălia de la Sculeni, când toate lipitorile, spune cronicarul moldovean, au plecat și au rămas numai și autentici, care au murit pentru un ideal. Pe de altă parte, și în aceste lupte, în bătălia de Drăgășani, au existat și scursuri. De pildă, Vasile Caravia, celebul călău de la Galați, împreună cu trupele sale, nu face altceva decât să bea toată noaptea. Și se duce pe câmpul de luptă, în stare de ebrietate, după o noapte de chef. Uh, uh, trebuie să renunțăm la viziunea tradițională asupra istoriei noastre în toate țările balcanice care împarte uh, personajele în bune și rele, uh, personaje sunt purtătoare ale unor interese, uh, au o egală măsură lumini și umbre. Cred că asta este prima monografie reală a Revoluției grecești în România, nici în Grecia nu a apărut o astfel de monografie. Uh, cum, cu ce se deosebește cartea dumneavoastră de uh, felul cum e văzută această revoluție în, în Grecia, de către istoricii greci. Da, e, e interesant că în Grecia deși s-a scris absolut uriaș despre Revoluția Greacă de la 1821. Nu există până acum o monografie dedicată evoluțiilor de pe teritoriul țării românești și Moldovei. Acest lucru se datorează faptului că numărul de surse grecești e foarte mic comparativ cu numărul total de surse. Cele mai multe izvoare sunt unele de limbă română. Importante sunt și izvoarele turcești, astfel încât să vedem și viziunea de cealaltă parte a baricadei. Există și izvoare rusești, cum și cum spuneam și anterior, au spioni au agenți, au militare supraveghează cu mare atenție evoluțiile. În lumea greacă există o mare doză de idealizare, de idealizare în primul rând al lui Alexandru Ipsilanti. Alexandru Ipsilanti, pe care sursele grecești ale perioadei, îl prezintă extrem de negativ și îl condamnă fără drept de apel pentru eșecul mișcării sale. Sigur, el a avut niște intenții eroice, Iadul e întotdeauna aprovat cu bune intenții. El la 29 de ani era general. Era aghiotant al țarului. Avea parte de o viață îndestulată, mondenă. Participa numai la baluri. Era îndrăgit de toate doamnele de la Curtea din Sankt Petersburg. Și lasă totul pentru patrie. Își sacrifică cariera, își sacrifică viața pentru patrie un lucru notabil pentru acest lucru, merită ca numele lui să fie scris de aur în panteonul istoriei grecești. Numai că atunci când ajunge în țările române, nu participă la nicio bătălie și nici măcar nu se deplasează până pe câmpul de luptă. Are întotdeauna grijă să rămână cu un sat două mai încolo, astfel încât să nu-l ajungă glonțul. Evident, lucrurile astea sunt spuse în această carte și este pusă în lumină și contribuția acelor eroi autentici aceștia la autentici că au sacrificat totul până la ultima picătură de sânge. Nu numai o poziție financiară. E o carte plină de, de ilustrații. E... Toate aceste ilustrații sunt strânse și multe dintre fotografii sunt făcute chiar de dumneavoastră. E probabil cea mai importantă colecție de, de ilustrații din. privind această uh, perioadă. Uh. Da, e un, ai zice, un nou concept de tratare a istoriei, care devine astfel mult mai atractivă. Uh, cartea conține ilustrații atât din toate locurile în care s-au desfășurat lupte, peste 90 de locuri. Conține imagine ale protagoniștilor, conține obiecte aparținând protagoniștilor, conține documente semnate de protagoniști. Deci este și o călătorie vizuală.